Fotbaliștii de la Pandurii Târgu Jiu s-ar declara mulțumiți dacă ar prinde măcar un punct din cele trei puse în meciul cu FC Voluntari de duminică. Florin Ilie a declarat într-o conferință de presă că își dorește victoria, însă și un punct ar fi bun în vistieria gorjenilor. Important este să nu luăm gol ca să câștigăm minim un punct. Mergem acolo să luăm un punct, nu mergem să ne apărăm, mergem să jucăm fotbal, pentru că dacă încercăm să jucăm fotbal, cred că putem să scoatem punct sau puncte de acolo. Jucătorii admit că adversarul este de temut, însă speră să dea tot ce au mai bun pentru a obține un rezultat bun. Putem să scoatem punct sau puncte de acolo. Întâlnim o echipă experimentată, cu jucătorii de valoare, jucătorii cu multe meciuri în Liga 1, dar sperăm că le vom face față. În play-out, Pandurii vor întâlni echipele Gaz Metan Media și FC Botoșani, FC Voluntari, CSM Iași, Concordia Chiașna, ACS Poli Timișoara și ASEA Târgu Mureș.